Întrebarea este păcat să mie nu-mi place. Eu aș vrea să văd câte potrivite sunt și să vă ajut împreună cu mine să trecem prin un exercițiu care să răspundem la această întrebare. Revenim că această discuție vizează mai mult aspectul libertăților creștine și a practicilor noastre. Ca să elucidăm această situație, dați-mi voie să vă exprim astfel. Există un set de reguli numite principii, le putem încadra într-un chenar. În chenarul acesta sunt aspectele morale, principiale, peste care nu se poate trece. Ca de exemplu, curvia este păcat, minciuna este păcat. Acum mă întreb, a înșela pe șeful tău că ai lucrat când n-ai lucrat, e păcat sau nu e păcat? Păi nu spune libertate creștină, dar de unde? Aia se încadrează în principiul minciunii. Principiul acela îți condamnă vehement practica și prin urmare, acest principiu nu-ți dă voie. N-ai voie să minți pe șeful, n-ai voie să furi la ore, n-ai voie să promiți că faci când nu faci, n-ai voie să faci acestea pentru că se încadrează în chenarul principiilor. Aici sunt reguli negru pe alb, unde avem versete în Biblie să combatem toate aceste practici. A înjura, a face mărturie mincinoasă, a pofti, toate acestea se încadrează în principii. În viața creștină, în schimb, mai există un spațiu, numit spațiul libertăților creștine, unde nu avem versete negru pe alb. Spațiul acesta este gestionat de încredințările personale. Și Apostolul Pavel ne învață Roman, capitolul 14. Încredințarea care o ai, ține-o pentru tine. Este pentru tine personal. Aici se încadrează. Unii de bună oară nu beau cafea. Ei nu beau cafea pentru că cred că e un păcat. Vă spun aici o întâmplare care fratele Nelubrie o povestea. Tare hazlie, dar e pragmatică. Erau niște frați duși în Ucraina să ducă niște ajutoare. Ajungând acolo, ajung la o familie foarte săracă și le dau niște ajutoare. Frații cu inimă bună și foarte ospitaleri, cum sunt și românii de altfel, vă rugăm frumos să stați la masă cu noi. Cei care au venit cu ajutoare și-au dat seama că frații n-au de unde. Să mănânce mâncarea copiilor lor era și rușine. Și nu știau cum să se eschiveze. Nu, nu-i foame, vă mulțumim, nu-i nevoie, nu trebuie. Frații, vă rugăm frumos, dar vă rugăm frumos. Și acum, cum să scape frumos din situația asta? Și unul spune fraților, sorei de casă, spuneau, sorei, dacă vreți, faceți-ne o cafea și ne de ajuns. Sora se blochează. Stă un picuț așa atent, face câțiva pași în spate, merge în bucătărie, vine cu soțul împreună. Și amândoi, foarte sobru și foarte serios, spun astfel, fraților, noi ne-am pocăit. Noi de când ne-am pocăit, noi nu mai bem cafea. Dacă vreți, vă dăm o cană cu vin. Dar noi cafea nu mai bem. Este caz real, dragii mei. Deci gândiți-vă la aspectul încredințărilor și profunzimea acestor încredințări. Pentru ei, abia cafea era păcat, păcat de moarte, capital. Abia o cană cu vin, nu era problemă. Deci observați că mintea needucată de principiile Bibliei dă naștere la practici foarte ciudate. Păi dacă mai tragi o cană din când în când, nu-i chiar păcat. E păcat, vă spun eu după Biblie, că nu-i voie așa ceva. Dar în contextul unei cafele, n-ai verset negru pe alb să fie că e un păcat. Și atunci noi aici va trebui să fim foarte atenți. Dacă cineva spune, eu nu beau pentru că mă simt inconfortabil, nu-ți încălca cugetul, nu-i voie. Și dacă altul are libertatea aceea, nu-l condamna că are libertatea aceea, pentru că e dreptul lui creștin, e o libertate. Și libertățile, în schimb, pot să fie îngrădite. Poate vom atinge și partea aceasta și sunt termeni după care putem ghida libertățile și observăm ce este cu adevărat voie și ce nu este voie și chiar nepotrivit. Deci aici e problema noastră. Cea mai mare durere este când luăm principiile și le mutăm în spațiul libertăților. Auzi, principiul ăsta nu trebuie să fie chiar principiu. Aici dacă vrei, faci, nu faci.